Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurate pe site-ul editurii Herald. Ce ne transmite, ce ne învață budismul, învățături și practici cotidiene? Astăzi, alături de noi, este colega mea, Luisa Neac, senior editor Herald, și vom vorbi în cadrul acestei campanii pe marginea unei cărți publicată în colecția Himalaya. Este vorba despre Torța Certitudinii de Jamgon Kontrul. Lucrarea de față, Torța Certitudinii, tratează un subiect foarte important din ceea ce înseamnă practica budismului tibetan. Tehnicile preliminarii, acest set de patru practici meditative urmărește pregătirea aspirantului pentru inițierile superioare, în special cele tantrice, purificându-i și trezind în el cumva atitudinea corectă față de practici și față de Dharma. Cele patru baze speciale, cum sunt ele numite, sunt asumarea refugiului și atitudinea iluminată, mantra de 100 de silabe a lui Vajrasattva, ofranda mandalei și guru yoga. O carte, hai să-i spunem, poate nu foarte, foarte ușoară, cu foarte mulți termeni, concepte, dar în egală măsură o carte foarte importantă pentru ceea ce înseamnă budismul tantric tibetan și o carte care, iată, își găsește un loc de cinste în această frumoasă colecție, colecția Himalaya a editurii, din portofoliul editurii Herald. Luisa, în primul și în primul rând, ce ți-a plăcut la această carte? Și de ce ai recomanda-o? Bună, Sorin, și bun găsit tuturor! Eu n-aș zice, în primul rând, că este o carte dificilă și cu termeni. Deci, ce mi-a plăcut mie cel mai mult la ea este că este o carte prietenoasă. Te întâmpină foarte, foarte clar, foarte deschis, foarte, efectiv prietenos. Deschiderea mea față de budism, trebuie să recunosc, s-a făcut prin intermediul lui Dalai Lama, despre care și, mă rog, nu numai, dar în primul rând am vorbit despre autobiografia lui Dalai Lama, care mai mult decât o autobiografie, de fapt este o deschidere față de înțelegerea situației actuale a budismului în lumea noastră. Și, mă rog, realizează așa o introducere în această lume pentru cineva care, să zicem, nu are absolut nicio legătură, doar are poate o deschidere, un interes, o atracție, nu neapărat foarte clară și foarte cum e la început. Pentru oricine, este foarte ușor să ai această introducere și această deschidere printr-o poveste. Și această autobiografie a lui Dalai Lama face lucrul ăsta. Acum, această carte a lui Jamgon Kongtrul, pentru ca să explice cine este autorul acestei cărți, bineînțeles, e un tibetan, noi nu știm, nu-l înțelegem la noi aici în Occident, și pentru ca să ne ajute să înțelegem acest autor, prezintă tot contextul, foarte clar și foarte simplu. Și ne explică, în primul rând, de exemplu, care sunt factorii care definesc ceea ce se numește o grupare spirituală budistă. Și aceștia sunt patru. În primul rând, linia de transmitere. E foarte importantă această linie de transmitere, pentru că toate grupările tibetane, toate grupările budiste, de fapt, își arogă proveniența de la personajul istoric Buddha Sakyamuni. Și treptat, din maestru în maestru, această linie s-a ramificat, a devenit din ce în ce mai complexă și au apărut multe alte subgrupări, ca să zic așa. Deci, este linia de transmitere care spune din maestru, succesiunea de maestri, indieni, tibetani, până la cei din zilele noastre. Apoi, al doilea factor prin care se definește o grupare spirituală budistă este corpusul de învățături orale și scrise.
comentarii, instrucțiuni, manuale, absolut toate scrierile referitoare la, mă rog, punctele de interes ale fiecărei grupări. Apoi, punctul 3, stilul particular de practică. Și aici sunt două tipuri de orientări. Aici devine foarte interesant și foarte bine de știut. Pentru că sunt două stiluri particulare. Pe de o parte este gruparea care pune accent pe meditație și care este gruparea numită ca Gyud, al cărei lider este ceea ce se numește Karmapa. Karmapa este, la fel ca și Dalai Lama, o funcție. Deci sunt niște ființe care se încarnează cu scopul, cu misiunea de a... Deci își asumă să conducă aceste grupări și să le coordoneze cumva, din punct de vedere spiritual. Deci sunt aceste grupări care pun accent pe meditație și care sunt conduse de Karmapa și grupările de tip Kadampa sau Gelupa, care sunt tradiții bazate pe disciplină intelectuală și care sunt conduse de Dalai Lama. Da? Deci avem pe de o parte grupările meditative conduse de Karmapa și pe de o parte tradițiile disciplinei intelectuale conduse de Dalai Lama. Și al patrulea factor care definește o grupare spirituală budistă este reprezentată de grupul de mănăstiri în care își desfășoară, în care trăiesc, își desfășoară activitatea, studiază și practică călugării respectivi. Acum, deoarece Jamgon Kongtrul este, să zicem, din categoria grupării Kagyud, această carte explică care sunt caracteristicile grupării Kagyud. Și linia de transmitere pornește de la cel care se numește Buddha Vajradhara sau Dorje Chang. Acesta, spre deosebire de Buddha, de fapt, nu știu dacă neapărat spre deosebire, este puțin diferit de Buddha istoric, care a fost Buddha Sakyamuni, în sensul că el este cumva o entitate, o ființă iluminată, mereu prezentă, de la care putem să primim o binecuvântare. Dar acest lucru putem face și cu Buddha Sakyamuni, adică în momentul în care îl invocăm pe Buddha, ne așteptăm ca el cumva din lumile superioare, subtile în care se află, să ne acorde o grație spirituală. Și maestrii acestei grupări Kagyud sunt niște maestri despre care noi am mai vorbit, și anume Tilopa, care a fost maestrul lui Naropa maestrului Marpa, maestrului Milarepa. Noi am vorbit despre Milarepa foarte mult. O altă poveste foarte frumoasă și foarte care trezește aspirația și deschiderea către spiritualitate. Un alt discipol principal al lui Milarepa este cel numit Gampopa. Și între timp au apărut și alte grupări secundare ale grupării Kagyud, de exemplu gruparea Karma Kagyud, de fapt. Și o mare parte dintre centrele budiste care au apărut după ocupația chineză, care au apărut în Europa și în America, sunt de tipul acestei grupări Karma Kagyud sau fac parte din această grupare și sunt fondate de doi lama care sunt iarăși foarte cunoscuți, de exemplu Chogyam Trungpa Rinpoche, care are și el în portofoliul editurii Herald două titluri în colecția Mindfulness. Mindfulness în acțiune și Mindfulness, cartea aceea Muncă, Sex și Bani, care se numește așa, dar care de fapt, adică are un titlu care pare foarte mundan, așa, foarte light, comercial, dar este da. O carte foarte profundă. Subtitlul ei este Trăiește de plin conștient în viața reală. Și această grupare Karma Kagyud a fost fondată de cel care este considerat primul Karmapa. Acești Karmapa, care sunt la fel ca și Dalai Lama, sunt niște ființe, v-am spus, de tip tulku, aceia care se încarnează și care sunt
depistați printr-un ritual specific în primii ani ai copilăriei sunt recunoscuți ca fiind acești tulku. Jamgon Kongtrul este unul dintre sau tutorele celui care a fost cel de-al 15-lea Karmapa, în prezent activează cel de-al 16-lea, deci este tutorele lui Karmapa anterior și este un autor prolific, a scris foarte multe cărți, nu știu, peste 90 de volume, iar acesta este o carte micuță, subțire, dar foarte, foarte densă. Jamgon Kongtrul este cunoscut sub, nu știu, denumirea de un fel, e un fel de Leonardo da Vinci tibetan, dacă vrem să-i spunem așa. El a fost medic, diplomat, era foarte priceput în a media conflicte, în ceea ce privește budismul și, mă rog, situația tibetanilor este un lucru foarte important, a fost un lucru foarte important. El a trăit între 1813 și 1899 și, spre deosebire de foarte mulți dintre contemporanii lui, el a venit cu o deschidere față de toate orientările grupărilor existente la acel moment, pentru că ele se mai numesc și secte, de fapt, și într-un fel nu ne place să le spunem secte, pentru că cel puțin în zona noastră acest cuvânt are o conotație peiorativă. Negativă. Însă, totuși, da, aceste grupări sunt destul de hotărâte cu în ceea ce privește orientarea lor și mai puțin dispuse să își deschidă porțile către alte grupări. Însă, în ceea ce îl privește pe gen, sau nu erau, poate, în zilele noastre sunt mult mai deschiși cu toții, Jamgon Kongtrul, la vârsta de 30 de ani, primise deja inițieri din partea a 60 de lama diferiți, din diferite grupări și linii de transmitere. De aceea, pentru el, această deschidere non-sectară era o caracteristică definitorie și în toate cărțile lui putem să observăm acest lucru. Și, mă rog, după această introducere care ne ajută să ne dăm seama unde îl situăm pe acest autor și care este specificul pe care îl abordează el, începe capitolul introductiv cu cele patru gânduri care îndreaptă mintea către religie sau cele patru baze comune. Bineînțeles, aceste gânduri le regăsim și în scrierile lui Dalai Lama. De exemplu, noi am mai vorbit despre Lamrim, care este un alt text tibetan, destul de vechi, adică se bazează pe un text tibetan destul de vechi. Dalai Lama comentează acest text și ajungem să vorbim practic despre cam aceleași concepte budiste de bază, dar în abordarea diferită. Da? Deci atât din punct de vedere al grupării Kagyud, cât și din punct de vedere al grupării Gelupa. Cam aceleași concepte. De aceea recomand pentru cine vrea să aprofundeze, să studieze atât scrierile lui Dalai Lama, cât și scrierile pe cât posibil ale autorilor Karmapa sau acelor care, de exemplu, sunt în portofoliul editurii Herald și printre care se află și acest Jamgon Kongtrul. Deci cele patru gânduri care ne îndreaptă mintea către religie sunt, în primul rând, prețioasa naștere umană. Faptul că ne-am născut ca oameni este de asemenea discutat și aprofundat și de către Dalai Lama în cartea despre Lamrim, cel puțin.
că pe aia am lucrat-o eu, așa, și, mă rog, nu le-am citit pe toate. Da, deci a ne naște sub o formă umană este o premisă spirituală foarte bună, pentru că nu știm niciodată, cel puțin din punct de vedere budist, sub ce formă ne vom naște data viitoare și dacă vom avea privilegiul și ocazia să ne deschidem față de o cale spirituală. Se pare că această condiție umană ne oferă cea mai mare oportunitate pentru a ne dezvolta din punct de vedere spiritual. Dacă ne naștem sub o altă formă, este mai greu să abordăm acest lucru. E cea mai apropiată condiție deschidere către spiritualitate și recomandarea este să nu o irosim. Al doilea gând care ne îndreaptă mintea către religie este meditația asupra impermanenței. De asemenea, se regăsește și în lucrările lui Dalai Lama. Faptul că nimic nu durează veșnic și faptul că practic condiția noastră în această lume este marcată de o nesiguranță fundamentală. Al treilea gând se referă la legea karmei, faptul că fiecare acțiune pe care o desfășurăm are o cauză și un rezultat. Și de aceea este foarte important să fim foarte conștienți de rezultatul acțiunilor noastre, să urmărim, chiar dacă, să zicem, nu avem, nu știu, sau nu putem să credem, sau nu avem, pur și simplu realizăm în mod obiectiv că nu suntem atât de profunzi încât să ne permitem să avem un scop spiritual de tipul să atingem starea de iluminare spirituală ultimă în această viață. Acesta nu este un scop la îndemâna oricui, chiar dacă putem să-l înțelegem din punct de vedere mental. De exemplu, dacă luăm în considerare doar povestea lui Milarepa, care a muncit atât de mult să-și ispășească karma negativă pe care o avea ca magician negru, dar nu trebuie neapărat să avem o karmă atât de groaznică ca să ne punem problema faptului că acțiunile noastre au generat o anumită karmă. Deci dacă ne uităm la povestea lui și vedem că, spre exemplu, el nu-și permitea nici măcar să se ridice, să-și coase, deci faptul că și-a cusut îmbrăcămintea ca să se acopere cât de cât, să se protejeze de frig, pentru el acesta a fost considerat un sacrificiu foarte mare și o irosire a timpului dedicat meditației pentru a obține starea de eliberare spirituală. Deci, mortificările la care se supunea Milarepa erau extreme, de unde putem să ne dăm seama cât de important și cât de profund era pentru el acest scop și cât de adânc ar trebui să înțelegem că este acest deziderat al eliberării spirituale ultime. Revenind că am divagat cu grație, sau nu, deci dacă realizăm că nu avem o asemenea profunzime și o asemenea determinare încât să ne dedicăm total unui scop suprem, extrem, atunci măcar să ne supraveghem acțiunile, să facem fapte cât mai bune, să fim conștienți de faptul că suntem interconectați cu absolut toți ceilalți și să urmărim să fim cât mai buni, astfel încât să ne asigurăm că următoarea noastră naștere ne va permite să fim din nou într-o condiție umană și, mai mult decât atât, să fim într-o conjunctură care să ne permită o deschidere față de practica dharmei, de exemplu, adică practica spirituală budistă, care este considerată, bineînțeles, cea mai prețioasă din punct de vedere al reprezentanților ei. Deci, de asemenea, acum, dacă tot am spus, mai deschid o paranteză aici când vorbim despre legea karmei și faptul că suntem interdependenți față de ceilalți, ajungem iarăși la abordarea lui Dalai Lama,
care spune nici mai mult, nici mai puțin decât că chiar faptul că suntem conectați cu absolut toți ceilalți oameni ne oferă prilejul. Deci este ocazia, este oportunitatea de a evolua spiritual, pentru că noi putem să ne manifestăm calitățile spirituale în raport cu ceilalți. Dacă nu ar exista cineva față de care să manifestăm compasiune, noi nu am putea să fim compasivi. Dacă nu ar exista ceilalți față de care să ne manifestăm, să dăm dovadă de înțelepciunea și nivelul spiritual la care am ajuns, nici nu ar mai conta. Da. Și cel de-al patrulea gând care ne îndreaptă mintea către religie este cel legat de neajunsurile samsare, despre care deja am început, am intrat deja în subiect. Deci samsara, această lume a iluziei, această lume a manifestării care ne face să uităm de scopurile noastre profunde și care reprezintă un mare pericol din acest punct de vedere. Deci neajunsurile samsare este un gând care ar trebui să ne liniștească și să ne facă să ne deschidem către ceea ce înseamnă spiritualitate și, mă rog, religie, dacă ar fi să considerăm budismul o religie. Așadar, cu această introducere nu intru mai departe, sunt acele patru puncte despre care ai vorbit tu la început și care, într-adevăr, presupun intrarea în foarte practic în aceste tehnici budiste specifice. Ce pot să spun? Că sunt, iarăși, puncte comune între ce găsim în această carte și ce găsim în comentariul la Alam Rim, de exemplu, sunt aceste vizualizări foarte amănunțite în care, ok, există o primă fază în care ni se spune că e important spațiul în care ne aflăm, modul în care ne așezăm, e important să fie pace interioară și exterioară, curățenie, curățenia exterioară reflectă curățenia interioară, după care încep acele vizualizări ale acestor entități aflate în planurile acest Buddha și Bodhisattva, care se află în planurile subtile și care ne veghează și care acești maestri spirituali care ne protejează și ne ajută în practica noastră. Și toate gesturile pe care le facem, dedicate lor, se soldează cu răspunsul și protecția lor care ne ajută să progresăm pe calea spirituală. Aici există și dezvăluirea unor ritualuri, unor mantre, care poate nu, să zicem, n-ar fi fost pe placul celor care înaintașilor, celor care au scris aceste cărți, dar scopul pe care îl spun ei, că este bine ca cât mai multe ființe umane să aibă acces la aceste practici și chiar să le realizeze, este un scop nobil și atunci, pe de altă parte, aceste practici cumva se protejează singure, pentru că nu oricine se va apuca să practice și să, mă rog, folosească aceste mantre, iar dacă nu le va folosi într-un mod adecvat, probabil că nici nu vor obține eficiența scontată. Și atunci, până la urmă, protecția este intrinsecă, se realizează prin ele însele, protecția acestor practici de mare anvergură spirituală. Acestea fiind zise, vă recomand cu drag această carte și sperăm să vă ajute cât mai mult din punct de vedere spiritual. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Torța Certitudinii de Jamcon Control, o carte publicată în colecția Himalaya Editurii Herald.
carte care face parte din campania sa. O regăsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. A fost alături de noi Luisa Neag, senior editor Herald. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile foarte detaliate sau, în orice caz, destul de detaliate despre această minunată carte, Torța Certitudinii, pe care, iată, vi o recomandăm cu mare drag. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise cu alți invitați. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!